Hai să păpăm niște carbonara, că n-am fost de mult pe la ei. Știi tu, carbonara la care le-am dat 9,5 de am zis că-s nebunie. Bineînțeles, la Bistro Roma. Am venit între orele de masă, e 3:30 acum, tocmai în speranța că restaurantul e gol și pot filma înăuntru. Am venit setat că mănânc carbonara, dar m-am întâlnit cu proprietarul și mi-a zis că îmi pregătește ceva special. Uite aici, nebunie, carbonara cu tartar de creveți. E clar că a fost special, dar și diferit în același timp. Mă așteptam ca gustul de carbonara să fie mai puternic, dar nu. A predominat gustul de fructe de mare. Din cauza că fiul meu Mateo a început să mâre, i-a trebuit să plecăm mai repede. Oricum n-am mai filmat înăuntru, pentru că între timp au venit și alții și na. Pastele au fost foarte bune, predomina gustul de fructe de mare, dar se simțea și un iz de carbonara. Avea piperul răzuit deasupra și am văzut că avea și lime răzuit deasupra. Dacă ar fi să le dau o notă, sincer, nu mi-au plăcut la fel de mult ca și carbonara la care am dat, parcă 9,5, dar totuși le-a dat o notă destul de mare, undeva la un 8,8-8,9. Pentru că eu sunt sincer, întotdeauna în toate videourile mele, acum nu o să vă zic prețul pentru că proprietarul nu m-a lăsat să achit, a zis că e din partea lui. Asta să le placă ălora care mă fac miloc că primesc mâncare pe gratis, a? Bistro Roma oricum rămâne în top pentru mine. Preparatele lor sunt delicioase, delicioase și bineînțeles, Răducu vă recomandă. Poftă bună!